Arsenie, protosinghele, părintele nostru, cu toniamul lui, Iosif, Creștina, Teodora, cu toniamul lor ce-a dormit, Ioan, Ioan, Rafina, Iliana, Sanda, Rafina, Zafira, Maria, Silvia, Marișca, Ciudo, Solomica, Olimpia, Ioan, Petrică, cu toniamul Alexandrina, cu toniamul ei, Vasia, Alexandru, Maria, Leontina, Vasia, Anastasia, Floritina, Aurel, Ioan, Zafira, Iulian, Florina, Ioan, 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 Alexandru, Iosif, Ioan, Dochița, Virginia, Vasile, Ana, Andrean, David și Iliana și toniamul lor și toți pomezineamurile noastre, părinții, frații, moșii, strămoșii, fiecăruia, Arhiereul Bartolomeu, Arhiereul Justinian, cu toniamul lor cea domnit, în loc luminat, în locul verdeață, loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală în viață, săvârșit ca orice om, cu cuvântul, cu lui sau gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le lor, că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău adevărul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
Slăvește învierea și viața și odina adormiți robilor tăi aceștia, pomeniți Hristoase, Dumnezeul nostru, ție slavă, îți înălțăm împreună celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Ceata sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului. Aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt oaia cea pierdută. Cheamă-mă, Mântuitorule, și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Ce pe mielul lui Dumnezeu a mărturisit, și ați fost junghiați ca niște miei, fiind mutați la viața cea neîmbătrânitoare, și pururea veșnică a sfinților, aceluia cu dina dinsul mucenicilor, vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare datoriilor. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cei ce ați umblat pe calea cea strântă și cu chinuri, toți care în viață crucea ca jugul ați luat, și mie mi-ați urmat cu credință, veniți de luați darurile care am gătit vouă și cununile cerești. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Chipul slavei tale celei negrăite sunt, deși vor rănile păcatelor, miluiește zidirea ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta, și moștenirea cea dorită dăruiește-mi, făcându-mă pe mine iarăși cetățeană raiului. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cel ce cu mâna dintr-o neființă m-ai zidit, și cu chipul tău cel dumnezeiesc m-ai cinstit, iar pentru călcarea poruncii iarăși m-ai întors în pământ, din care am fost luat, la cel după asemănare mă ridică, cu frumusețea cea dintâi iarăși împodobindu-mă. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Odinește Dumnezeule pe robul tău și el șează în rai, unde cetele sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormitul robul tău odihnește-l, trecându-i lui toate greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o dumnezeire întrei străluciri cu dreaptă credință, să o lăudăm strigând, Sfânt ești Părinte fără de început, Fiule cel împreună fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi, care cu credință slujim ție și ne scoate din focul cel de veci, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te curată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine și noi să aflăm raiul.
născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, care-ai înălțat fruntea credincioșilor Tăi, Bunule, și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale. Cu adevărat de șertăciune sunt toate și viața aceasta este umbră și vis, când deșert se tulbură tot pământeanul, precum zice Scriptura, când dobândim lumea, atunci în groapă ne sălășluim, unde împreună sunt împărații și aceasta, Hristoase, Dumnezeule, pe robită acesta mutat de la noi, odihnește ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor, amin. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, în vremea vieții mele nu mă părăsi pe mine, ajutorului omenesc nu mă încredința, ci singură mă apără și mă mântuiește. Marea vieții văzând înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel lin alergând se strică către tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostive. Sfânt ești Dumnezeul nostru, Tu spite odihnește, slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletul adormitului robului Tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi pământenii din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ieși și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare cântarea, aleluia, aleluia, aleluia. Cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletul neadornului robului Tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Pe născătoare Dumnezeu și Maica Luminii, cântări cinstindu-o, s-o mărim. Pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor, spre care nu cutează căuta oștile îngerești, iar prin tine prea curată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care slăvindu-l cu oștile cerești pe tine te fericit. Cu
preoții, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Tău este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta cea de grăită ai zis pe om din țărână și tomindu-l după chipul și asemănarea Ta, l-ai împodobit cu înfățișare frumusețe ca peste făptură cerească spre măreția și slăvirea slavei și a împărăției Tale, dar El călcând cuvântul poruncii Tale și nepăzind chipul Tău de care era învrednicit pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni, ca Dumnezeu al părinților noștri, ai poruncit amestecului și împreunării acestea și aceste negrăite legături a Ta, prin vrerea Ta cea dumnezeiască, se desfacă, se risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat, până la obșteasca înviere, iar trupul se desfacă în cele din care a fost alcătuit. Pentru aceasta, Ție ne rugăm, Părintelui Celui fără de început și una născut, Fiului Tău și Preasfântului și Celui de o ființă și de viață, Fătorului Tău Duh, să nu îngădui ca făptura Ta să fie înghițită de pieire, ci trupul se desfacă în cele din care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceata dreptilor. Așa, Doamne Dumnezeul nostru, să biruiască mila Ta cea nemăsurată și iubirea de oameni cea neasemănată și de-au căzut robii Tăi aceștia sub blestemul tatălui lor sau maicilor sau sub blestemul lor, de a mărut pe un preot și a luat de la el legătură nedezlegată, de-au căzut în grea furisenie de la arhiereu și de nepăsare sau ne levie n-au dăbut iertare, iartă-i pe aceștia prin mine păcătosul nevrednic cu slujitorul Tău. Și trupurile lor le dezleagă în cele din care au fost alcătuite, iar sufletele lor le îndrește în corturile Sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care da Sfinților Tăi ucenici și apostoli această putere ca să dea iertare de păcate zicând, oricâte veți lega și veți dezlega, să fie legate și dezlegate. Și prin trânsii noi, măcar că suntem nevrednici, din iubire de oameni, ne-ai dăruit această putere, dezleagă pe adormit robul Tău, Romanahul Arsenie, împreună cu toți cei pomeniți acum, de păcatul sufletesc și supletesc, să fie iertat și în veacul de acum cel ce va să fie, pentru rugăciune preacurată și purea Fecioare Macii Tale și tuturor Sfinților Tăi. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care da Sfinților Tăi ucenici și apostoli căile împărăției cerurilor, iar după Sfântă învierea Ta cea de-a treia zi, cu Harul Tău le-ai dorit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ai vrednicit și pe noi smeriți și nevrednici robii Tăi să fim moștenitori același prea sfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă poporul Tău, însuți prea bune împărate. Prin mine smeritul și nevrednicul slujitorul Tău, iartă robilor Tăi, ieremonahul Arsenie, Părinte nostru, împreună cu cei pomeniți și orice au greșit ca niște oameni această viață, iartă-lor toate câte au păcătuit, cu cuvântul, cu locul, cu gândul, dezlegându-și legătura pusă în orice echipă asupra lor, cu care ei însuși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu sau de la altcineva, au suferit oricare ca aceasta prin pisma și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bune și mult îndurate! Ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au binepăcuți, iar trupurile să se dea firii cerezite de Tine, că binecuvântat și preaslăvit ești în veci. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Domnule Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, care te-a sfânt să-și duce apoi, 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 să-și
de la dânsii asemenea părinți, avem putea să facem acestea, să vă ierte pe voi, părinți și fii duhovnicești, ce viață și cu voi și de voi, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, deci de-a noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului, Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale ale Sfinților și lăudaților apostoli ale Preoților Dumnezeu, Prătătorul Părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel a patra zi via din morți și ale tuturor Sfinților, Sfânt adormitorului său, Ierovuna Arsenie, cel mutat de la noi, în cortul dreptilor să-l așeze, să ne Avram să-l odihnească Amin. Și cu dreptii să-l numere, Amin. Iar pe noi să ne miluiască, să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Într-o fericită adormire veșnică, o de Doamne, să adormi Romului Tău acesta, Romna Arsenie, și fălui veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Pomenirea lui din neam în neam și pe lui veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Să-l ierte, să odihnească, să fericească în pace și fă lui Doamne veșnică pomenire. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morți. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici părinți, împreună frați slujitori, domnule și doamnă primar, iubiții noștri fii sufletești, dăm slavă lui Dumnezeu că în această sfântă zi părintele nostru drag Arsenie, Sfântul Ardealului, ne-a adunat la oaltă la ceas de rugăciune și de vrednică pomenire. Pe bună dreptate spunea Părintele Stăniloae, cel mai mare teolog al timpurilor, că Părintele Arsenie este un fenomen unic în istoria monahismului românesc și a bisericii noastre ortodoxe. Pe bună dreptate este numit Sfântul Ardealului și Luceafărul Ortodoxiei Românești. Dacă până mai ieri pașii gherlenilor și a credincioșilor se îndreptau mereu spre țara Prislopului, de unde a luat foc întreaga noastră Românie, se pare că acest foc dumnezeiesc a cuprins și obștia noastră gherliană, pentru că acum putem spune, iubiți credincioși, că avem un mic prislop și aici la Gherla, un colțișor
din colțișorul de rai de la Prislop, prin vrednicia unor vrednici creștini din aceste blocuri, care au vrut din evlavie pentru marele sfânt al neamului, Părintele Arsenie, să aibă un loc de cinstire, de închinare și de vrednică pomenire. Într-adevăr, de multe ori când trecem pe aici, candelele nu se sting niciodată. Florile rămân mereu aici, ca o dovadă a evlaviei frăților voastre pentru dragul nostru Părinte Arsenie. S-a născut în Vața de Sus pe 29 septembrie 1910. A studiat teologia, artele frumoase și medicina. A fost chemat în muntele Athos, unde Maica Domnului i-a deslușit multe taine dumnezeiești pentru misiunea pe care o va avea în sânul poporului nostru român. Și pe bună dreptate, pentru vremurile grele care au urmat istoria acestui neam, am putea să spunem fără să greșim că Părintele Arsenie a fost un alt Moise pentru neamul nostru românesc, care a ținut flacăra credinței aprinsă pentru vremurile tulburi și grele, când ateismul antihristic căuta să se impună tot mai mult în inimile oamenilor și în sufletele românilor. Dacă noi astăzi suntem ceea ce suntem și încă mai păstăm credința dreaptă a strămoșilor noștri, îi se datorează și acestui mare stâlp de lumină al ortodoxiei românești, Părintele Arsenie. Multe ne-a învățat Părintele Arsenie, multe ne-a spus, toate s-au împlinit, n-a rămas un cuvânt, nici măcar un cuvânt, care să nu se împlinească așa cum a prorocit Sfinția sa, care a avut și darul înainte vederii. Ne-a învățat Părintele Arsenie, printre altele, că trebuie să fim atenți la viața noastră, să nu ne batem joc de ea și să nu uităm că viața este darul lui Dumnezeu cel mai de preț pe care trebuie să-l punem în slujba lui Dumnezeu prin folosul aproapelui nostru. Hristos ne-a arătat sensul vieții când a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. De aceea spunea Părintele Arsenie că ne-a trimis Dumnezeu pe lumea aceasta, în această viață, ca să învățăm să căutăm viața cea adevărată în Iisus Hristos. Părintele Arsenie spunea cuvinte de duh. Teologia Părintele Arsenie este una foarte înaltă, pe care unii astăzi nu reușesc să o răstălmăcească îndeajuns. Noi, aici la Gherla, păstrăm două comori sfinte, crucea Părintelui Arsenie, pe care a lucrat-o cu mâna Sfinției sale și pe care Maica Ambrozia, atunci când a mers într-un an cu Părintele Știri și cu doamna preoteasă la Prislop, o rugam pe Maica să ne dea ceva de amintirea Părintelui. Și când a mai mers odată, a zis: Părinte, păstrez aici o comoară sfântă. Am primit credințat de la Părintele că pot să le dau, pentru că eu trebuie să mă duc. Când a mai mers la Prislop, întotdeauna duceam ceva Maicii, dar n-a apucat să luăm ceva pe drum. Și a zis: acum, data aceasta, nu mai trece pe la Maica, că totuși nu se cuvine să mergi cu mâna goală când cauți pe cineva. Intrând în cimitir, prima cruce era crucea Maicii Ambrozie. Deci Maica, luminată fiind de Dumnezeu, și-a simțit sfârșitul și ne-a lăsat crucea Părintelui ca o comoară de mare preț și toiagul, cârja pe care Părintele Arsenie s-a sprijinit până în ultimul moment al vieții Sfinției sale.
Aceste două comori sunt pentru noi sfinte și ne ajută pe cei care cu evlavie îl cistim pe Părintele Arsenie. Nu vă rețin pentru că este rece, dar spun doar atât ceea ce spunea Părintele Arsenie. Să luăm aminte, trebuie, citesc, să ne întărim duhovnicește, că altfel viața noastră este moartă, chiar dacă ne merge vestea că încă mai trăim. Să ne spovedim mai des, pentru că vor veni tot mai greu vremuri pentru fiecare dintre noi. Faceți cruce pe tot ceea ce mâncați. Are mare putere Sfânta Cruce și aduce binecuvântarea Domnului. Îmi pare rău, mulți sunteți slabi, dar frica e de la cel rău. Nu vă fie frică, toate sunt îngăduite de la Dumnezeu și frica e tovarăș al vieții noastre. Vă vor cerne, vă vor pune taxe, impozite, vă vor prigoni, dar nu vă voi lăsa. Deci, dincolo de mormânt, vă voi ajuta mai mult decât am putut să vă ajut aici pe pământ. Deci erau cuvinte pe care Părintele Arsenie le-a văzut în viața noastră a românilor toate aspectele economic, social, cultural și spiritual. De aceea rămâne Părintele Arsenie actual pentru vremurile noastre, pentru sufletele noastre și pentru conștiința noastră creștină, ortodoxă și românească. Noi vă mulțumim și mulțumim Părintelui Știri, care e prezentat al parohiei unde Sfântul Nicolae, unde s-a amenajat acest frumos colțișor de prislop, pentru că de fiecare dată este alături de noi și Părintele Viorii de la parohia Măhal, cu care împreună am slujit astăzi spre cinstirea celui mai mare sfânt al neamului nostru românesc. Dacă Părintele Cleopa avea darul vorbirii, Părintele Argatu darul izgonirii duhurilor, Părintele Paisie darul rugăciunii inimii, Părintele Arsenie le avea pe toate. Când a fost ultima dată în muntele Athos, marele sfânt care este în viață, Părintele Iulian, ne-a spus: nu știu românii cât de mare sfântul ardealului Arsenie, pe care trebuie să-l strige în ajutor în orice moment al vieții lor. Și Părinte mi-a spus: învățați pe oameni să sporească evlavia la Părintele Arsenie, pentru că mult ajută țara noastră în aceste vremuri grele. Așadar, având binecuvântarea Părintelui Arsenie, vă mulțumim pentru dragoste, pentru răbdare. Mers la casele voastre, împăcați cu voi și împăcați cu Dumnezeu și dați slavă Dumnezeu pentru toate. Și să-L aveți pe Părintele Arsenie și pe toți sfinții neamului în conștiința, în sufletul și rugăciunile frăților voastre. Dumnezeu să le fericească și știm, iubiți credincioși, pentru că a doua comisie s-a întrunit pentru canonizarea Părintelui Arsenie și timpul este foarte scurt, foarte puțin a mai rămas să fie trecut în calendarul bisericii noastre ortodoxe. Cel mai mare sfânt al ardealului și al neamului românesc. Dumnezeu să-L fericească, să se preaslăvească Dumnezeu prin Părintele nostru Arsenie, să vegheze țara, poporul, neamul și obștea noastră gherliană, binecuvântată de Hristos și iubitoare de sfinți. Amin. Să trăiți cu toții într-un mulți ani, câtă măcolindă și apoi după aceea împărțind ceea ce a spus fiecare. Trei păstori se întâlniră, trei păstori se întâlniră, raza soarelui, floarea soarelui și așa se sfătuiră. Haideți, fraților, să mergem, haideți, fraților, să mergem. Raza soarelui, floarea soarelui, florii cer să culegem și să facem o cunună și să facem. Soarelui, floarea soarelui, sunt de tine.
luminos, raza soarelui, gloria soarelui, de nașterea lui Hristos. Pentru tine, Părinte, cu o sârdie să mântui cer după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, și să poarte grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioase Părinte Arsenie Duhul Tău. Pentru că cei Sfinți, Părinții noștri, Doamne, Sfinte Hristoase, Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Să fiți binecuvântați cu toți cei dragi. Mulțumim, Doamne primar, că așa însărcinată, aducându-l copil pe lume, a avut răbdarea și dragostea să se jertfească, deși este frig aici, pentru evlavie la Părinte Arsenie. Să binecuvânteze Dumnezeu pruncul și să fie binecuvântați cu toniamul. Să trăiți mulți ani.